Principalul suspect al dublei crime din Timișoara a fost prins după două zile de căutări. Criminalul are 38 de ani și și-a recunoscut ambele fapte. Suspectul îi cunoștea pe cei doi bătrâni, era un fost chiriaș cu datorii la întreținere de 2000 de lei. Acesta ar fi și motivul pentru care bătrânii au deschis ușa. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Tânărul are 38 de ani, locuia cu mama și tatăl său vitreg în Timișoara și a recunoscut că i-a omorât pe cei doi bătrâni. Individul se ascundea în zona fostei fabrici Solventul, la piciorul podului, și a fost găsit de către polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale Timișoara. S-a reușit localizarea, depistarea și capturarea bărbatului în vârstă de 38 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de omor calificat. Acesta a fost depistat în zona Gării de Nord din Timișoara, se ascundea și putem spune că acest lucru se datorează și sprijinului cetățenilor, întrucât acestea au sunat de nenumărate ori la serviciul de urgență 112 pentru a oferi informații când vedea o persoană că seamănă cu bărbatul căutat de către polițiști. Andrei Minda, autorul dublei crime, a locuit cu chirie în clădirea în care a comis cele două fapte. Avea datorii de 2000 de lei la întreținere, iar într-o noapte a plecat pe furiș. Îi cunoștea bine pe cei doi bătrâni. Femeia chiar îi împrumuta bani ocazional. El știa când bătrâna strângea banii de cheltuieli de la ceilalți locatari și a mers la locuința ei chiar în ziua în care aceasta a strâns banii respectivi. Există întotdeauna un cer de bănuți infractori care au acest mod de operare și, din câte am înțeles eu din informațiile care au circulat, se știa cam cine este și trebuia depistat, monitorizat și până la urmă a fost prins. Este o chestie nemaipomenită că în scurt timp am reușit să punem mâna pe acest infractor deosebit de periculos. Părinții suspectului au fost audiați de către polițiști în cursul zilei de joi și le-a fost percheziționată locuința. Oamenii legii aflaseră că fiul lor a venit la ei acasă, unde se schimbase de haine, iar mai apoi a plecat în oraș. Vă reamintim că marți seara doi bătrâni de 75 și respectiv 78 de ani au fost uciși în locuința lor. În momentul atacului, victimele vorbeau la telefon cu nepotul lor din Germania, care a trimis o rudă de urgență la locuința bătrânilor. Aceștia erau însă deja morți.